Frați și surori, nu putem concepe ca un adevărat pocăit, un adevărat pocăit, să mai spună bancuri, despre care era vorba aici, cuvinte porcoase, glume proaste, nu sunt compatibile. Aia înseamnă că ești descalificat din start. Un om al lui Dumnezeu adevărat trebuie să aibă un vocabular biblic. Un vocabular biblic. De bună oară, vis-a-vis de această vorbire, uitați ce spune Biblia în Evanghelia după Matei. Spune aici, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Orice cuvânt nefolositor, nu-i vorba de cuvinte porcoase. Până și cuvintele care le avem trebuie să fie articulate la locul lor. Cuvinte echilibrate. Nu un plus, nu o avalanșă de vorbe fără rost. Totul este sub control, totul este înregistrat. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Spune în Luca, capitolul 12, sunt cuvintele Domnului Iisus. Nu este nimic acoperit, versetul 2, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Nici nu ne imaginăm că totul este înregistrat. De fapt, unul din domeniile foarte importante este vorbirea. Acum aici, în Cartea Colosenilor, e foarte simplu să trăiești un standard înalt dacă se împlinesc primele versete. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 2 spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă noi am murit, și atunci trebuie să umblăm și umblăm după lucrurile de sus, va fi foarte simplu și ușor. Dar dacă încă nu ne-am răstignit firea și dacă nu am murit vis-a-vis de lume, de lucrurile trecătoare, va fi foarte greu, e o caznă. Te forțezi toată viața și nu poți să reziști, numai dacă ești născut din nou, aduci de la sine, roadele vin. Un om care nu-i născut din nou nu poate să aducă roadă, un om care nu are Duhul la temelia vieții lui nu poate să rodească. Roada nu este a mea, este a Duhului. Ce frumos spune aici, să umblați după lucrurile de sus. Și aici, în Cartea Colosenilor, în capitolul 3, în ultima parte, arată lucrurile de sus pe care trebuie să le urmărim, care sunt de sus și care trebuie să urmărite, să le avem în viața noastră. Dar mai întâi, încă o dată, spune aici, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În Cartea Filipenilor, aici cuvântul spune, printre altele, Apostolul Pavel vorbește și spune în versetul 2 din capitolul 2, faceți-mi bucuria de plină, aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și acum versetul 5, ca o înnobilare acestor cerințe, care nu sunt opționale, nu e ceva opțional, dacă vrei sau nu vrei, dacă urmărești mântuirea, e un imperativ, trebuie să le ai. Dacă vrem veșnicia, întâlnirea cu Domnul, nu se poate, o altă cale, o altă filieră nu avem. Și acum versetul 5 spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Când spune aici în Cartea Colosenilor, gândiți-vă la lucrurile de sus, gândul lui Hristos, modelul nostru, Evrei 3, versetul 1 și 2. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Care era gândul lui? Îl avem aici, în Cartea Filipenilor, foarte frumos consemnat. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nesus de mult. De aceea și pe noi Dumnezeu ne va înălța, dacă avem gândul lui, care l-a avut el. Gândul de ascultare până la moarte. O ascultare nu unilaterală într-o direcție, în toate compartimentele. O ascultare absolută, chiar o ascultare, dar nu la timp. Este echivalentă cu o neascultare. Sunt de multe ori, găsim în Biblie exemple, ori vreau să asculte, dar după ce a trecut faza, a trecut acel moment prielnic, propice, în care trebuia să asculte. Și a fost o pierdere, s-a ales cu înfrângeri mari. Domnul vrea să ascultăm. De aceea Dumnezeu l-a înălțat din pricina ascultării și din pricina smereniei. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul dorește gândul nostru să fie gândul lui. Dar cunoaște Domnul și gândurile noastre? Are acces în acest domeniu, dar cum să nu aibă? Noi nici nu ne imaginăm, dragii mei. Vedeți, Domnul ne vorbește uneori prin prorocie, este extraordinar. Ne vorbește Domnul anumite lucruri, dar cu în detaliu ne spune anumite amănunte. El știe și ce are diavolul în planul lui. Și anumite lucruri care se pot întâmpla și consuma în viitor, toate le vede Dumnezeu. E un Dumnezeu absolut și desăvârșit. De aceea El cunoaște gândurile omului. Auziți ce spune Biblia în Isaia 66, versetul 18. Eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Și gândurile lor. Sunt gânduri pe care le am și nu le pot materializa, că n-am ocazia. Dar eu le am în mintea mea. Și n-am ocazia să le pun în practică și alea sunt cântărite și sunt în evidența Lui. De vor fi gânduri bune, vreau să fac bine, deși n-am avut ocazia, n-am putut. Și ăla este consemnat. Dar și dacă am vrut să fac răul, și ăla este consemnat. Auziți ce spune? În Proverbe, capitolul 16, versetul 30. Cine închide ochii ca să se vedea la gânduri stricate și cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Nu neapărat trebuie să-l faci. Închizi ochii și în mintea ta, în imaginea ta, îți imaginezi, gândești lucruri stricate, lucruri murdare și alea sunt în evidență, o și săvârșit răul. Păcat prin omitere și păcat prin comitere. Deci Dumnezeu dorește viața noastră să fie curată. În Psalmul 94, vis-a-vis de gânduri, auziți ce spune aici, versetul 11. Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Versetul 19 spune aici, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntru meu, spunea fratele aici, pe bună dreptate, dacă Pavel, omul lui Dumnezeu, știi ce a spus Pavel? Pavel a ajuns în al treilea cer. Prin mâinile lui s-au făcut minuni deosebite, Dumnezeu a lucrat. Basmale șorsuri puse peste cei bolnavi la distanță și bolnavi erau tămăduiți. În Corinteni el spune, semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi, prin tot felul de semne, minuni și puteri care au lucrat în mijlocul vostru. Ei, și totuși el a spus, eu nu cred că l-am apucat. Eu mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în bând. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Și el s-a luptat la nivelul gândurilor, în primul rând, că de aici vine totul, să știți. Lumea gândul, zice, gândul inimii. Există un gând al inimii, lăuntru, și ăla de acolo pornește totul. Frați și surori, noi suntem produsul gândurilor noastre, să știți. Eu nu pot fi mai mult decât gândirea mea. De aceea, dacă o gândire, gândirea este curată, e dorința după Dumnezeu, după a trăi, a mă sfinți, a mă apropia, Dumnezeu mă ajută, ăsta sunt. Dar dacă gândirea este stricată, zice la cei, până și mintea și cugetul, le sunt spurcate, le sunt stricate. De aceea este foarte importantă gândirea omului. Ne spune Biblia cu privire la această gândire foarte multe, sunt foarte multe texte. Spune aici în cartea lui Amos, versetul 13 din capitolul 4, căci iată, el a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui.
Până și gândurile lui, toate le cunoaște Dumnezeu. De aceea Biblia ne provoacă, gândiți-vă la lucrurile de sus. Dar ca să mă gândesc la lucrurile de sus, ce trebuie să fac? E foarte greu, nu e ușor. Trebuie tot timpul să cuget la cuvântul lui. De aceea Biblia aici ne dă și soluții, că dacă nu avem soluții, ce să facem? Eu doar realizez, mă resemnez, asta e starea mea, mă gândesc la lucruri murdare, nu mă mai pot ruga. Păi dar câte mărturisiri nu auzi mereu? Este extraordinar când te rogi să poți prinde și firul de legătură cu Domnul, să fii descongestionat de cei din jur, să ajungi în rugăciune, să nu mai auzi pe cel din dreapta sau din stânga, indiferent cum se roagă el. Aia e rugăciunea. Ei, dacă să ajungi la stadiul ăsta, nu-i simplu? E o luptă tot timpul. Aia înseamnă că tot timpul trebuie să fiu hrănit cu acest cuvânt, tot timpul trebuie să meditez la cuvântul lui, spune aici. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, apropo, nu cu vorbe ușoare, care să producă, să stârnească râs. Uneori și la învoane, mă bucur că aici nu este așa. În atâtea locuri mai mă duc într-o parte în alta. Și în Europa mai fost în unele locuri și în țară, nu mai vorbesc. De multe ori există dorința aceasta de a spune ceva așa, încât să descrețim frunțile, în ghilimele spun oamenii. Nu găsim în Biblie așa ceva. Nu găsim așa ceva. Dimpotrivă, cuvinte provocatoare după Domnul, după rugăciune, după dorința de pioșenie, de evlavie. Din pricina evlaviei lui, Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Era menționat aici, nu găsim în Biblie că Domnul râdea. Dar că o plâns Dumnezeul care a coborât în trupul ca și al nostru, o plâns ca și noi, cu strigăte și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat, spune autorul epistolei către evrei, din pricina evlaviei lui, nu putem dacă nu ne hrănim tot timpul cu acest cuvânt. Dacă tot timpul nu medităm la cuvânt, nu reușim, frați și surori. Trebuie să zilnic să avem cuvântul în viața noastră. Eu întotdeauna, știți cum am văzut această lucrare? Inima omului, inima din dreapta. Acolo Domnul scoate din inima aceea lucrurile murdare pe care omul le-a avut până la întoarcerea lui la Domnul. Biblia spune și în dreptul nostru, toți am fost morți. Niciunul n-am fost bun. Sigur, păcătoși mai mari sau mai mici, mai mulți sau mai puțini, dar prin definiție, toți am fost păcătoși. Dar când l-am primit pe Domnul, Domnul a făcut eliberarea. Și uitați ce spune aici, Matei, capitolul 15. Spune aici foarte frumos, versetul 18, 19 în continuare, căci din inimă ies gândurile, gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, iată lucrurile care spurcă pe om. De unde ies gândurile inimii? Din inimă. Ei, când le scoate Domnul afară, nu vrea să rămână inima locul acela gol, un vid. Că spune în Luca cuvântul lui Dumnezeu, că cel care a ieșit de acolo cu lucrurile astea rele, urmărește, dă târcoale, el vine din nou, vrea să mătârască din nou la starea și la statura pe care am avut-o odinioară. Mătârește. El vrea acolo să ocupe locul lui, pe care l-a avut, casa lui de unde a ieșit. Și Domnul vrea, după ce a scos toate lucrurile murdare, el vrea să pună ceva acolo în locul acela. Și ce să pună? Cuvântul lui. Cuvântul lui Hristos spune să locuiască din belșug în voi. Unde? În inimă. O scos lucrurile rele și vrea să pună cuvântul. Eu întotdeauna am văzut inima ca un burete. Asta e expresia mea. Un burete îl bagi în apă, îl scoți și îl stori și dă apă. Oricât l-ai stoarce, el va picura apă, că este îmbibat cu apă. Inima omului trebuie să mustească de cuvânt. Un om este imediat desconspirat când stai de vorbă cu el, din câteva fraze, ce este în inima lui. El nu poate da afară decât ceea ce are. Păi dacă va avea cuvânt, el acolo te duce la cuvânt. Altceva nu poți discuta cu el. Mai auzim uneori, mă, ăsta este un om închis, n-ai ce discuta cu el. Păi dacă nu discuți în cele spirituale, altceva nu are. El nu are povești, el nu are alte lucruri
care sunt, care trag în jos. De aceea eu doresc pentru Biserica Betel, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Acum să știți că Domnul vrea să ne umple, dar de noi depinde. Noi trebuie să luăm cuvântul, să-L studiem, să-L citim. Apoi tot în inima din dreapta El pune Duhul Lui. Pune Duhul Lui în noi. Ce frumos spune aici, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Zice, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor era și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum zice, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, auziți, nu lucruri mari. Pentru că în Efeseni, în capitolul 4, aici auziți ce spune cuvântul foarte frumos. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. Și auziți numai, cu ce-l pot întrista? Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Știți, zice acolo în Isaia și în Nemia, dar ei au întristat pe Duhul lui cel Sfânt și el i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Ei au fost neascultători, prin asta l-au întristat, printr-o neascultare. De aceea e foarte important să ne racordăm la cuvânt. Ce frumos spune aici, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și acum noi, vedeți, menirea noastră, latura morală a părtășiei de fiecare dată când venim în biserică, să mă raportez la cuvânt. Doamne, există vreuna din astea cerințele pe care le are Domnul în viața mea? Dacă Pavel a spus, mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am mai predicat altora, eu însuși să fiu lepădat. Vreau să spun că noi n-am ajuns la stadiul lui Pavel. Și aici spune, le luăm din nou, mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprienirea lui Dumnezeu. Uneori mai auzim, frate, zice, e rău la vorbă, la gură, zice, dar e o inimă extraordinară, bună. Îți povești astea. Bun la inimă, dar rău la gură. Știți ce a spus lui Ieremia, capitolul 18? Haideți să-l omorâm pe Ieremia cu vorba. Îl poți omorâ și după aia să încerci, să-ți regreți. Dă în cap și apoi spune, iartă-mă, scuză-mă. Mereu auzim, la fiecare pas. Deci e foarte important, orice mânie, mânia șade în sânul nebunilor, spune Biblia. Nu-i de la Dumnezeu. Zice, de vrăjmășie. Vrăjmășie, să fii vrăjmaș, să urești. Să ai resentimente față de cei din jur, nu-i admis așa ceva. Biblia nu acceptă, Biblia spune, iubiți până și pe vrăjmașii voștri, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, iubirea de oameni. Nu vrăjmășie, zice de răutate. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, zice Biblia, de răutate. Zice aici, de clevetire, cred că m-am mintit, dar amintesc din nou, clevetirea, vorbirea de rău, face ravage la ora actuală, revenim din nou la ea, este foarte periculoasă. Biblia o condamnă și exemplul acela care l-am dat, cred, și îl dau din nou cu această ocazie. Când l-am înțeles mai bine, am rămas uimit, din Cartea Numerilor, capitolul 12, versetul 1, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Nu au făcut lucru mare. Au vorbit împotriva lui Moise și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Dar aici ce-mi place ca o subliniere, omul lui Dumnezeu nu aude. Să ajungi să fii imun, să fii imun la laude, chiar dacă cineva te laudă, să nu te umfli. Și dacă te vorbește de rău, să nu auzi, chiar dacă ai auzit, să nu auzi. Că uneori Biblia spune că sunt șoptitori. Știți cum sunt șoptitori aceștia? Așa în surdină vorbesc, dar în așa manieră încât să ajungă vorba până la tine. Să auzi și tu. Dar e nemaipomenit să nu auzi, Moise nu a auzit. Știți ce spune Biblia despre Moise? Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Omul blând nu aude. Când un om aude și imediat ripostează, are, sigur, înseamnă că trebuie să se smerească, să se pocăiască și în acest domeniu. Și avem fiecare, sigur, problemele noastre. Dar ce spune aici în continuare?
Deodată Domnul a vorbit lui Moise, lui Aron și lui Mariei: duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. S-au dus toți trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria. Ei s-au apropiat amândoi. Și-o zis: ascultați-mă bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu cu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut voi să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Și acum atenție ce a dus clevetirea Mariei. Patru lucruri foarte clare sunt aici consemnate. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Nu trebuie altceva decât Domnul să aprindă de mânie împotriva ta sau a casei tale, din pricina vorbelor care sunt la nivelul familiei. Și nu știi, te cercetezi, te verifici și numai la asta nu te gândești, că asta crezi că e o problemă simplă. Ba uneori vine vrăjmașul și îți aduce argumente, dar ai dreptate. Până nicăieri nu spune, ai dreptate sau nu ai dreptate că trebuie să bârfezi sau să clevetezi sau să vorbezi de rău. Spune aici, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Un al doilea lucru, a plecat. E o durere să plece Domnul, să nu mai simți bucurie, să vezi că ceva e dereglat în sistemul spiritual, în părtășia mea cu Domnul, la nivel personal și la nivelul familiei. Un al treilea lucru zice, norul s-a depărtat de pe cort. Norul s-a depărtat, prezența Domnului. Și în ultimă instanță, zice, Maria era plină de lepră. Și un ultim lucru, Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustiul Paran. Cât timp există păcatul nerezolvat, dragii mei, noi stagnăm pe loc, batem pasul, nu înaintăm în cele spirituale. Vrem înaintare și nu o avem. Din ce pricină? Din pricina unor stări și uneori poate fi din pricina vorbelor, din pricina clevetirii, a nemulțumirii pe care o avem. Spune aici, în continuare, dar acum lăsați-vă de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții. În Apocalipsa spune, afară sunt mincinoșii. În Apocalipsa spune nimeni care trăiește în și spune acolo o serie de lucruri. Nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimic întinat și spurcat acolo nu va intra. Eu doresc din inimă Dumnezeu să ne dea râvnă pentru pocăință. Asta era ideea centrală în seara aceasta. Apropiere de Domnul, la toți avem nevoie de ea. Toți încă avem nevoie de pocăință. Și acum lucrurile de sus doar le amintesc. Le amintesc fără să le comentez. Ce dorește Domnul de la noi? Versetul 12 în continuare. Astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Ce frumos! Să te înduri, să fii sever cu tine, dacă vrei, și plin de bunătate, de îngăduință cu cel de lângă tine, cu cel din casa ta. Sigur, nu cu păcatul, încă o dată, nu cumva cineva să creadă. Cu păcatul trebuie să fim tranșanți, urând până și cămașa mânjită de carne. Dar când e vorba de suflet, sufletul este suflet. Pe acela trebuie să ne doară, trebuie să ne rugăm, trebuie să-l provocăm la întoarcere, la pocăință. Sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Zice, cu bunătate. Încă o dată, bunătatea e un lucru mare, un om bun. Când vezi o femeie bună, ea este atentă la vorbire. Ea este atentă la gesturi, la mimică, în toate domeniile, la fel și un bărbat. Ce frumos la nivelul familiei când se trăiește această stare înaltă. Zice, cu smerenie. Vreau să vă spun încă o dată în seara aceasta, încă nimeni nu a murit de smerenie. Smerenia încă mai încape la oricare. Avem nevoie de smerenie. Cu blândețe, floarea aceasta rară, blândețea, cu îndelungă răbdare. Acum versetul 13 spune în continuare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă, ce frumos, de altul, iertați-vă unul pe altul. Dar ne arată și modelul ideal, după cum v-a iertat și pe voi Hristos, așa iertați-vă și voi. Niciodată nu a venit Domnul de când m-am întors la El.
de la vârsta de 18 ani m-am botezat. Niciodată nu a venit să-mi spună ce am făcut, uite ce ai făcut atunci, adu-ți aminte. Îngăduiți-vă, dacă am pricină, iertați-vă, cum a iertat el? Fără a aduce aminte, fără a răscoli din nou lucrurile, mă duc, uite, vreau să fac pace cu cineva, să mă împacă, sunt într-o stare tensionată, dar înainte de toate vreau să îi le spun, să le pun în față. Niciodată nu se va ajunge la pace. Ce frumos când eu îmi fac partea mea și apoi sigur, fără să aștept, dacă cel cu care am vreo problemă își o face sau nu și-o face, e problema lui. Dar problema mea este să împlinesc eu cuvântul. Spune aici, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Ce frumos, dragostea! Mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea, pacea lui Hristos la care a fost chemați. Să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască toate acestea, numai dacă cuvântul e din belșug, din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duomnicești. Și în ultimă instanță, un ultim lucru, versetul 17. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl, prin El, sigur. Prin El să mulțumim celui preanalt. Asta înseamnă stare de mulțumire. Ești un om liniștit, mulțumit. Indiferent care sunt situațiile prin care treci, ai starea de mulțumire, îi aduci laudă, e una să accepți încercarea cu resemnare. N-am ce face. Și alta când cu mulțumire, cu bucurie. Pentru că știi că Domnul e cu tine și în momente bune și în momente grele. Și în momente limită, Domnul te ajută și te sprijinește. Eu doresc pentru Biserica Betel încă o dată Dumnezeu să lase un duh de pocăință mai multă. Sigur, noi o avem, dumneavoastră o aveți, dar încă mai încape, o apropiere mai multă de Domnul, o trăire. Și încă o dată să nu uităm, nu se poate fără cuvânt și fără duh. El locuiește în inimile noastre, locul acela va fi plin, paharul meu e plin de dăști peste el, prin cuvânt și prin Duhul lui. Și dacă astea sunt toate cerințele pe care le are Dumnezeu, vor fi la maxim în viața noastră. Funcție de cum este cuvântul și Duhul, măsura care este, așa va fi și împlinirea în viața noastră. Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea biruință și dacă la cineva consideră, uite la mine, încă sunt carențe, sunt lipsuri, nu e o tragedie, suntem în viață și Domnul este Cel ce este gata să ne vină în ajutor. El vede dorința, uite, plec acasă în seara aceasta, dar plec cu o dorință de a mă apropia de Domnul. Apropiere de Domnul înseamnă apropiere de Biblie, înseamnă apropiere la părtășie pe genunchi în cămăruță, înseamnă apropiere la biserică, să nu lipsesc niciodată. Numai stări limită, sigur, absentez și nu sunt prezent din motive obiective. Ori sunt bolnav, ori din pricina copiilor sau stării care sunt la extremă. Dar altfel, întotdeauna, pentru că Domnul nu lipsește niciodată la părtășie. El întotdeauna este cu noi. Dorim numele Lui să rămână înălțat între noi. Amin.